După atâta timp, în sfârșit, este aici, trailerul oficial pentru FNAF Movie. Cu toate că nu este unul foarte lung, ascunde destul de multe secrete și easter egg-uri. Așa că azi aș vrea să încep să analizez acest trailer și să încercăm să ne dăm seama despre ce va fi mai exact filmul. Bineînțeles, înainte de a începe, nu uita să lași un like. Fiecare like are rolul său. Iar dacă mai vezi clipuri de genul, haideți să facem cât mai multe like-uri. Nu o să pun un număr exact, dar fără alte cuvinte să-i dăm drumul. Trailerul începe cu o femeie ce ne spune niște lucruri destul de familiare pentru noi. Bun venit la Freddy Fazbear Pizza, unde fantezia și distracția prin viață, lucrul ăsta l-am mai auzit și la funga în FNAF 1. Dar până la urmă, aceasta este doar o frază ce reprezintă pizzeria Freddy Fazbear. Insignele de pe pieptul ei sunt de asemenea destul de interesante, având de exemplu câte una cu fiecare animator din FNAF 1, o pizza și chiar una cu lețit. În timp ce ea ne spune acea frază, ne sunt arătate ariile pizzeriei, inclusiv o groapă cu bile, ceea ce clar este o referință la cartea Into the Pit. Mai departe ne sunt arătați cei trei animatori de pe scenă, Freddy, Bunny și Chica. Ei încep să danseze, însă totodată se află în umbră. Totuși mi se pare destul de bine că designul din FNAF 1 a fost păstrat pentru acest film și nu a fost folosit cel din FNAF Help Wanted sau din Special Delivery. Mai departe ne este arătat exteriorul acestei pizzerii, o stradă întunecată cu stâlpi de lumină, în rest nefiind mai nimic. Putem deduce din chestia asta că pizzeria este situată la marginea orașului Utah, adică orașul unde se petrec jocurile. Imediat după aceea ne este arătat protagonistul principal al acestei povești, Michael Afton, sau am putea să-i spunem Mike Schmidt. El intră chiar în bucătărie, iar aici putem vedea în premieră cum arată această cameră de fapt. Nu e cine știe ce, însă niște lucruri ce probabil le-ai omis sunt umbra lui Bunny și rachetele din al șaselea joc. Din trailer putem deduce că Michael a găsit acea înregistrare cu introducerea către această pizzerie, însă ce e și mai ciudat e faptul că trailerul pare să indice că Michael a repornit locul din cauza anxietății sau ceva de genul. Trecând mai departe, probabil mulți v-ați întrebat ce este scena în care Michael este legat și pare că se apropie un animatron de el. E bine, aceea este fix partea din FNAF SL când este capturat și ținut într-un animatron Funtime. Dacă ne uităm atent la fața animatronului din trailer, vom putea sesiza că colțurile ne demonstrează că acela este interiorul său și că Michael este capturat. Avem de asemenea și o scenă cu cei 5 copii cum fug. Cel de culoare, să zic așa, este clar Jeremy, datorită pălării sale, ce seamnă într-un fel sau altul cu niște urechi de iepure. Cel din mijloc pare a fi Freeze, datorită culorilor hainelor sale, ce duc foarte mult spre roșu. Cel din dreapta clar e Gabriel, deoarece are acel joben specific lui Freddy, ceea ce e un indiciu bun. Fata din dreapta clar, Suzy, culoarea părului, e fata, nu cred că trebuie să zic mai mult. Iar băiatul blond, ei bine, acela este Cassidy, știi, da, e băiat aici, știu că sunt toți cam de aceeași vârstă, însă să nu uităm următorul lucru. Filmul este doar canon, cel mai mare lucru canon de până acum, un univers paralel extrem de asemănător, dar nu 100%, ci undeva pe la 85-90%. Acest film pare că duce puțin spre nostalgia 2015. Ce e și mai ciudat e prezența lui Michael adult în 1985 când s-a petrecut MCI, însă el probabil explorează flashback-uri și le împrumută copiilor niște amintiri, amintirile legate de cel ce a ucis, adică William. În The Fourth Closet, un tip oarecum relevant, Kelton, este injectat cu remnant de la copii, iar mintea se explorează o veche amintire a acestora. Totodată, sufletelor le dispare din minte acea amintire care a venit lui Kelton, adică o proprietate foarte importantă a remnantului despre care am mai discutat este transferul de memorie. În film am putea vedea cum Michael este lovit cu scopul ce conținea remnant de la copii în burtă, iar mintea sa călătorește în trecut și află cum au fost uciși copiii mai exact și totodată sufletele uită cum și cine le-a ucis. Lucrul ăsta se poate aplica în jocuri foarte ușor, asta explicând de ce în FNAF 6 ei au devenit aproape
inconștienți și foarte agresivi și nepărând că vor să se răzbune pe William deoarece au uitat de el, iar ei trebuie să-și găsească amintirile pierdute pentru a se elibera. Totodată putem deduce că în acest film s-a renunțat la ideea ca animatorul să te privească cu ochii endoscheletonului, ci a fost aleasă ideea de a te privi cu ochii roșii, asta făcând probabil referință la faptul că jumătate din suflete se află în Ennard, iar cealaltă jumătate cearea plină de agonie în animatronii din FNAF 1. Să nu uităm că și Sprinter va fi prezent, însă asta așteam încă din licor, dar cu siguranță vom vedea și moartea lui William Afton în acest film și că tot veni vorba de el. Avem și un cadru cu acesta care pare să fie destul de bătrân, însă nu e de mirare, având în vedere că acea scenă se întâmplă cu puțin timp înainte de a intra în Sprinter. Avem de asemenea și o scenă cu Nightguard ce pare a fi ucis, iar acela cred sincer că e Fungi, adică foarte posibil ca acesta să fie prezent și în film și să vedem cine este el cu adevărat. Ne mai sunt arătate de asemenea și fata din teaserul cu Freddy și încă una adolescentă care nu e clar nici una din ele cine e, însă cea mică se ascunde în groapa cu bile de animatroni, asta probabil însemnând că Michael are misiunea de a o salva în acest film. Filmul va fi bazat pe FNAF 1 în mare parte, dacă va avea un rating bun, ceea ce chiar cred că o să aibă, o să avem cu siguranță și alte filme. Apare pe 27 octombrie, cu puțin timp înainte de Halloween, nu mai e chiar așa de mult, având în vedere cât l-am așteptat și cam acesta a fost și episodul, băieți. Dacă v-a plăcut, nu uitați like, share, subscribe. Cât mai multe comentarii, server Discord, unde scrie, eu am fost Slimer, ne mai auzim.